Bine v-am găsit. Astăzi voi face un maciun din fructe. Se poate face din orice tip de fructe, nu numai din prune. Am 3 kg de căpșuni pe care i-am spălat și îi tai bucăți mai mici și îi pun într-o cratiță antiaderentă de 7 litri. Deci căpșuni voi avea 3 kg. Am alături 3 kg de banane pe care le curăț imediat de coajă. Bananele le-am curățat de coajă, le tai felii și le pun peste căpșuni în cratița antiaderentă. Aici am bananele. Am adăugat și 1 kg de caise, deci pun capacul peste cratiță. Și voi lăsa până când începe să fiarbă. Verificăm o dată la jumătate de oră. Dacă ați mai urmărit pe canalul meu, am multe variante de magiun făcut din diverse combinații de fructe, combinate chiar și cu dovleac. Sunt foarte gustoase, sănătoase și se fac foarte, foarte ușor. Deci acum voi lăsa, este ora 3 după masă, până la 8 las la foc foarte mic cratița, mai verific din când în când, cam la jumătate de oră, dar pe la ora 8 opresc focul, mâine dimineață o să omogenizez compoziția cu blenderul, iar apoi o mai las să fiarbă până se îngroașă. Acum las la foc mic. Așa arată după o oră. Am lăsat 5 ore. Peste noapte s-a răcit și acum cu blenderul voi omogeniza toată compoziția de fructe. Acum voi pune fructele pe foc și le mai las să fiarbă până când obțin viscozitatea dorită sau eu mai folosesc o altă variantă. După ce începe să fiarbă, adaug semințe de chia și acestea îi vor crește viscozitatea și acum voi pune pe foc. Am luat cratița de pe foc, am ținut-o în total cam 10 ore. Se vede fundul este alb, nu s-a întâmplat nimic. Am pus pastă în 2 borcane, iar în cea rămas voi pune 6 linguri de semințe de chia care va mări viscozitatea. Amestec ca să se repartizeze uniform în compoziție. Pe lângă faptul că îi mărește viscozitatea, nu-i va schimba gustul și vine cu un aport de calciu. Se știe că semințele de chia conțin foarte mult calciu. Las la odihnă câteva minute și după aceea pun în borcane. Se vede că viscozitatea a crescut. Acum voi pune în borcan. Și am să pun o frunză de vișini în fiecare borcan câte o frunză pentru conservare. Pun în continuare până când termin toată cantitatea. Au ieșit 9 borcane, acum voi pune capacele. Apoi le voi pune la sterilizat pe baie de abur timp de 2 ore. După care le pun acoperite până dimineață cu pături.
Vă doresc numai bine.